Să faceți un an de când sărbătorim anul nou. Păi dădu-mi un calendariu. Da, să stângă alea că e efectul ăsta. Noroc, prieteni. Atmosfera dinaintea acestui live și cred că și pe parcursul acestui live e una de râs cu plâns. Da. Parcă te trage să râzi. Dar știi, în fel de... Vrei să râzi, zici, oh my god, eu nu știu să fac, eu plâng sau râd, eu nu știu ce se întâmplă. Un an de când nu mai este regimul Plahotniuc în Republica Moldova. Dimineața am sărbătorit cu un video puternic pe canalul lui Dodon, unde 15 minute am aflat că e meritul lui Dodon că am scăpat de Plahotniuc. Dar stai, înainte de a intra în detalii și despre ce este acest live și câte pahare să șocnim, să v-am șocnit până la live, hai să ne salutăm. Voi mă vedeți, mă auziți? Stai să mă asigur că vă mă vedeți, mă auziți. Mă rog, bună seara. Ce faceți? Ce faceți în această seară, prieteni? Eu nu prea... Da, e cam mult vă văd. Adică eu văd, mă văd pe mine, dar pe voi nu vă văd. Hai, este semnal. Noroc, dați-mi de știri mai jos în comentarii. Care e atmosfera pe la voi? Din ce colț a planetei mă salutați? M-am trezit? Nu, m-am culcat. Eu când mă culc, mulți din voi se trezesc. M-am culcat cu un mesaj frumos pe canalul lui Igor Dodon, în care acesta ne felicita. Că a trecut un an de când nu mai este regimul Plahotniuc. Și bineînțeles că meritele erau ale lui. Nu știu dacă voi ați văzut asta sau nu. Eu recomand. Dacă aveți suficient curaj și dacă aveți acces la internet, abonați-vă la canalul de YouTube. Eu îmi fac publicitate gratuită, băi. Ar trebui măcar alea să se împartă cu mine. Știi cum el zice celor de la Ziarul de Gardă. Și îmi scrie lumea? Bill Gates in live? Unde Bill Gates? Nu, prieteni, nu, te normal. Noroc Moscova, noroc Italia, noroc Denver, noroc Londra, noroc, bună seara. Noroc Tolea Bunescu, Tolea zici, mă uit pe tine. Pe tine? Salut din Dubai, oho, noroc Dubai. Nu știu ce-mi zis, oho, la Dubai, am mulți prieteni în Dubai. Frankfurt, noroc. Noroc Germania, happy new year, guys, Iulian. Noroc. Dați-ne o leagă de timp să aranjez toate butoanele. Pare o leacă preliniște, așa e cu microfonul ăsta? Parcă am stâns din zgomot. Pentru că se vor perinda foarte mulți copchilași care urșere aici sau telefoane sau parole. Noroc. Noroc, prieteni. Știi cu ce am vrut să încep? Am vrut să încep cu acest video astăzi. Cu care mi-a terminat ieri ziua. Și mă gândeam, azi m-am trezit cu un deranj stomacal, ca să spunem așa mai moale, știi, ca să încălzim puțin atmosfera, hai să povestim cine și ce a făcut la baie astăzi. No, m-am culcat, am băut un IPA, mititel, un IPA, am băut și zic, băi, nu și pați la un IPA duminică seara, băi, un IPA, te cuci liniștit, m-am uitat la o serie jumate din documentarul cu Jordan, încă nu l-am terminat, Michael Jordan, în smisle. Și azi mă trezesc, zic, ceva mă deranjează, dar în afară de jumate, o serie jumate de la documentarul Michael Jordan, în afară de un IPA, eu m-am uitat la acest video și vă invit și pe voi. Ia să ne asigurăm că voi să vedeți aici, văd și eu. Așa. Da? S-a făcut tranziția. Ok, cetcos. Ok, mai scurt. Dodon, face upload la acest video pe canal. Și asta, știi, parcă te gândești, Dodon face un upload upload la un video despre regimul lui, într-un fel, continuare la regimul Plahotniuc, dar nu ne tuta băla. Noi aveam 15 minute, prieteni. Oligarh al Europei de Est, Vlad Plahotniuc. 15 minute în care acest video are vreo 4 scene cu Dodon întrâns în prim plan, în care Dodon spune și simte și face el și-a făcut el și cât curaj are el. S-a ajuns la... că este o scenă foarte faină când prim-ministru devine Maia Sandu, guvernul Sandu este investit în funcție, vreo 20 de secunde aici sunt dedicate speech-ului Maia Sandu și vreo 3 minute speech-ului lui Igor Dodon cu sunet de pian pe fundal. Pentru copiii noștri, pentru nepoți. Eu vreau să-mi un mesaj către cei care ne-au stâns lumina, încearcă să te blocheze peste tot. Dați dovadă și voi de maturitatea politică.
Eu am scris azi patronilor un mesaj. Eu aveam senzație că mă uit la Pearl Harbor. Țineți minte, boivicul acela, foarte dramatic, cu lacrimi. Lacrimi pistități sunt aici. La un moment dat se pomenește și Galina. Cum putem să uităm de dânsa, da? La și... Stai că mi-am notat aici, minutul. Era, da, pe la vreo 11:40. Dodon zice cum este atacată familia lui. Și șantajul și presiunea care va fi pe cursul următoarelor ore, zile. Eu voi sta ferm pe poziții până la sfârșit. Nu atingeți familia, domnul Plăhătnic. Nu atingeți familia. Sună ca o avertizare pe timp de pandemie. Băi, n-atinge, ciuvac. Dacă atingi, spalgi-ne mâinile. Păstrează distanța. Eu niciodată nu o să iert lacrimile soției de sară. Asta poate fi tratat în tare mult feluri. Eu niciodată n-am iert lacrimile soției de sară. Dacă stai să te uiți la fața lui Igor Dodon și să te imaginezi soție, dacă eu am o imaginație destul de bogată, eu nu cred că poți altfel decât să nu plângi. Adică numai să plângi poți și soția lui Igor Dodon, nu? Dacă stai să te uiți așa. Și eu mă uit de aproape, destul de aproape mă uit. Dar soția cred că se uită și mai aproape decât cum mă uit eu. Da, spuneți-mi voi în comentarii, voi cum credeți, e normal? Eu cred că e normal să plângi, așa cum trebuie să zici că nu iert lacrimile. Și în primul rând când zici nu iert lacrimile soției, nu iert soției sau nu iert la Plahotniuc? Tare ciudată legătura asta de familie a lui Igor Dodon cu Plahotniuc și bineînțeles finalul este un super ciotcos. Iarăși cu autoeroizare, este așa noțiune? Pe la 13:30, da, fii atent. Ca nu cumva, e că tu ai văzut 14 minute de propagandă în care Dodon e erou, Dodon l-a dat jos Plahotniuc, nici un cuvânt despre proteste 2018, nici un cuvânt despre faptul că după alegerea lui Andrei Năstase la primărie asta au căpătat un pic de revoltă națională, nimic despre asta. Dar la final, just to be sure, el mai spune o dată, așa că nu cumva e că ți-a spară că ai uitat de ce ai pornit acest video sau poate era pe cale să te duci deja să plângi cu Galina, dar el se amintește. Даже когда ходили по городу, делали опросы, люди боялись говорить, что они против Плахотнюка. Вот это было до июня прошлого года. Полный страх. Если бы мы не разыграли все, как мы разыграли в прошлом году, даже с риском того, что меня снимают и так далее, то мы бы от Плахотнюка не избавились. Я хочу, чтобы это все поняли. Чтобы все поняли. Внимание на экран. Записывайте ты. Это мой риск был. Но мы все понимаем. Он взял на себя риск, понимаешь, это его риск. Понимаешь, около ера уамень диафачери, авокат, сочва, около персекутац. Он взял риск на себя. Что? Ты выходил на пиацу, протестовал. Что? Ты должен был уехать из страны, зарабатывать деньги, потому что в стране невозможно было хранить фамилию? Это мой риск. Я взял на себя риск. У меня касса 400 метров потрат. Я взял на себя риск. Я мог интересовал здесь при Игор Додон. Да, vreau să vă rog să rămâniți până la final, pentru că eu l-am repetat timp de 30 de secunde și vreau și voi să-l auziți. Așa că vă rog frumos, fiți alături de mine în aceste momente cruciale, de răspântie. Așadar, noroc încă o dată tuturor care urmăresc acest live, reamintesc, astăzi se face ca și cum un an de când regimul Plahotniuc nu mai este. Deci zic ca și cum, pentru că tare multe lucruri nu sunt pe bune. Tare multe lucruri sunt verbale la nivel de cuvinte scrise. Sau putem să ne amintim de declarația Parlamentului din 8 iunie 2019. Tare ciotcoasă. Stai că drugul meu, Andruș Altenco, a postat-o. Foarte ciotcoasă declarații. Poate cineva a uitat, dar acum un an Parlamentul, dacă declara asta, înseamnă că avem vedere. Dacă Parlamentul e votat de popor și majoritatea e din majoritatea poporului, înseamnă că vreo procuratură acolo ar trebui să autosesizeze, net. Uitați-vă și frumos document am găsit eu. Îl vedeți? Da? Smatrite, desi căutăm, de exemplu, despre PDM. Eu ce frumoasă, și frumoasă expresie despre PDM. Parlamentul constată că Partidul Democrat din Moldova, sub conducerea Vladimir Plahotniuc, acționează permanent ca un partid de expresie totalitară, folosindu-se în mod ilegal de banul public în promovarea proiectelor proprii, de instituții, de funcții, șpârghii represive pentru intimidarea și eliminarea oponenților politici și aplicând coruperea politică prin diverse mecanisme de șantaj și mentuire. Nu, ladna, e ca Plahotniuc nu mai este în PDM, dar PDM-j mai este cu acel care a zis că 99% din raportul Crol 2 sunt oameni onești, PDM-j mai este cu deal de Andro Naki, cu Nichiforciuc, să-i dă-i Domnul Dumnezeu sănătate, că era bolnav de COVID, cine știe, și eu mai ieșit pe frunte.
Перемеу есть? Где, как говорится, Паша иду по чест документ? Абьяка, дяста спун. Ну, шо можете потен гэсэм мулт жиновец? Аз ворбим дис при герой. Приму еробине, целес, чел май мари есть дом Игорь Николаевич Додн, пентру каре вем шун кэнти чел. Сэснец помни пентру мини. Да. Дар ну ла астам врут сама рефер. Сарбатарий ка сарбатарий. Дар. Традиционал, фикаре саптамына, Игорь Додн, пеной не букуры, кутин влог. Eu cam peste o săptămână încerc să comentez aceste vloguri pentru că, unul la mână, am un sentiment puternic de invidie pentru că aici e un vlogger totuși, Igor Dodon. Și eu tot ca creez conținut pe internet, tot sunt vlogger. Numai că mă uit uneori la videouri lui și zic, wow, stai puțin, așa de multe views, așa de popular e Igor Dodon? Dar cum asta a obținut? După asta intru și mă uit la dânsul la Ad Library, la biblioteca publicităților pe care le lansează Igor Dodon. Și când colo, da, eu să dispară de pe ecran, și când colo, uitați-vă, de exemplu, e că numai amu, Igor Dodon are 4 publicități pe pagina lui de Facebook. 4 pe Facebook, aici se arată chiar și platformele unde sunt, vedeți, sunt iconițele. Da? Și 2 pe Instagram și pe Messenger. Frumos, așa e, și că te uiți pe nijloc și scrie aici. Președintele răspunde, vlogul lui din 5 iunie până azi, 8 iunie, este plătit. Omul plătește Facebook-ului ca cât mai multă lume să afle despre dânsul, cât e de bravo, cât ciotcoasă răspunsuri el dă. Și acest video pe care noi la început l-am văzut, cu cine este erou numărul 1 și prașu zapomnit, este și el sponsorizat de azi dimineață. Crasă-ta? Abia că revin, deși eu cam peste o săptămână comentez vlogul lui Dodon, că mă apuc un sentiment nebun de invidie și mă gândesc, blin, ați grezi despre dânsul, ați pleși subscriberii mei la dânsul. Așa cum odată am grezi despre Ilias Vlogs și voi tăți să-ți plecați la mine la Ilias Vlogs. Și Ilias a avut 1 milion de abonați, eu n-am avut abonați, știi, înțelegi? E dramatic, e chinuitor. Așa că încerc mai rar să grezi, că nu cumva să-i fac publicitate gratuită. Dar, după vlogul de vinerea trecut, n-am cum să nu-i fac publicitate. El grezi despre atâtea. Existențialism, frică. A fost un soi de moralist care ne-a pus la locuri și a zis cine e fricos, cine e curajos, cine noi suntem de fapt. O grăit foarte mult de fapt despre filozofie. O pomeniți despre Platon, filozoful. Vyacheslav Platon, da. Tare curios. Așa că sunt câteva punctișoare interesante în mesajul lui de săptămâna trecută pe care vreau să le trecem. Dar nu cu vederea, dar cu atenția. Hărășo? Deci, mergem la vlogul lui Președintele Răspunde, ne referim la câteva subiecte curioase și la final un cântecel surpriză. Cadou, sincer, de la mine, pentru voi, pentru toate doamnele în această seară. Am tras cu ochii repede peste comentariile lui Andrei Bolocan, eu sunt Andrei Bolocan, pe lumina și aici cineva scrie Suca Dodon. Nu e că de ce? De ce Suca Dodon? De ce ai descris Suca Dodon? Când deodată e că scrii Suca și clar cui, nu? Eu și nu credem că asta tu mie mi-ai scris, Lilia, nu? E clar, nu trebuie atâtea litere să scriți în zadar. Tak, să continuăm o lecuțică. Stați o leac, că sunt mai multe butoane. Hărășo, eu iar sunt gurel și mă stresez. Ok, vlogul lui de săptămâna trecută îl pregătim. Așa. Este. Și hai să fiu și eu un cadru. Să nu zic că mama știe că nu m-a dat om să vadă, să vede, să creadă că e același vlog. Așadar, eu vreau să pornesc la primul fragment, e despre frică, da? Foarte des noi ne confruntăm cu tot felul de momente în viață când trebuie să definim anumite noțiuni, ce este dreptate, ce este frica, ce este viața, ce este moartea. Și atât Igor Dodon ne ajută cel puțin să înțelegem prin exemple proprii ce este frica, cine sunt fricoșii. Atențion! Bună ziua, stimați prieteni! Suntem la un nou episod Președintele Răspunde. Eu vreau să vă mulțumesc pentru întrebările care le acordați. Astăzi vom răspunde la 8 întrebări, 8 teme care sunt cele mai discutabile, discutate această săptămână. Dar din start vreau să vin cu un mesaj către cei care mă privesc. Eu acum sunt foarte activ în Răoane. Scuzați, băi, dar cam tăci zeșii de râs. Sunt activ în Răoane. E activ pe Răoanu. În această săptămână am fost... Și sunt în 4 raioane, și la nord și la sud, și practic în fiecare centru raional, în fiecare... Ciuvac, da, scuze, tu ești președinte, probabil îți faci job-ul, probabil trebuie să spui mulțumesc celor care te urmăresc, că o mare parte dintre ei îți plătesc, ți-ai acest job 30 ceva de milioane pe an, totuși aparatul costă leacă, nu? Și în 4 ani de președinție s-o scunchit de vreo 2 ori. Care localitate, mulți dintre dumneavoastră îmi mulțumesc pentru Președintele Răspunde, pentru această emisiune. Am fost
Plăcut surprins când într-o avicolă în raionul Iedineț. M-a încurcat cineva cu un curcan, dar nu, stai Andrei, nu anticipa gluma. Mi-a spus că, uite, aveți foarte frumoasă gospodărie la Condrița, dar puii nu sunt de rasă și trebuie ceva de schimbat. Sau un spitalul din... Ciuvac, ei la tine s-au uitat și ai zis că nu ești de rasă, trebuie să schimbat la toamnă. Tu n-ai înțeles gluma. Mergem mai departe. Briceni, când un medic mi-a spus că vă mulțumim pentru răspunsurile care le dați în fiecare vineri. Eu sunt bucuros că această emisiune deja a devenit tradițională. Vă mulțumesc că le priviți și vom demonstrui în continuare să răspundem la întrebările care vă frământă. Băi, frumos, un follow-up foarte fain, știi, pentru un om care lucrează cu jurnaliștii, care lucrează cu imaginea lui personală, el devine foarte, foarte ascultător și bun, abil în ceea ce face. Hai să-l felicităm totuși pentru asta. Pentru ce, nu pentru cum? Sau pentru cum, nu pentru ce? Așadar, prima sau una din temele cele mai discutate această săptămână a fost moțiune, guvern nou, anticipat. Anticipat. Haideți să explicăm foarte succint ce se întâmplă. Auzim foarte multe declarații din partea oponenților politici, din partea opoziției, că sunt gata și vor să dea jos guvernul. Dar întrebarea este foarte simplă. Dacă sunteți gata, ce nu faceți? Știți, un om dintr-un sat din... Bля, aici sunt și epitrășul. Scuzați, feriți copchii, am ușit în și epitrășul. Nordul țării, în această săptămână, mi-a spus, la ce subiect? Mi-a spus, domn președinte. Dar ce face opoziția asta atâta gălăgie? Dar și ce face opoziția asta? Ce face? Ce face? Ce face, domnul, de la țară ne-a zis, ce face opoziția? Domn, da, domn. Al meastră, dar parcă ați fost cu opoziția asta. Ce face? Bjneau, ce face ați clasul tău? Ce face? Ce face opoziția? Nu știu, domn, ne-a zis, ce face, a? Mi-a spus un lucru foarte interesant, care se referă la opoziția din Republica Moldova. A spus că câinele care hamăie mult nu mușcă. Câinele care hamăie pe el mai mult ca câinele care mușcă. Ați înțeles? Frumos? Înțelept? Voi ați spus că n-ați și filozofie. Ia cătălă. Omul care nouă ne dăruiește înțelepciune. Culioc, ați avut? Ați prânit. Bravo, ziceți mersi. Cadouri ați prânit? Ați prânit. Căsă construite de la prima doamnă, din Fuflet. Ați prânit. Amu? N-ați înțelepciune. Gratuit. Ce face opoziția așa? Câinele care dă din coadă, el înseamnă că are coadă. Mi-a zis un om la nord. Pe urmă m-am întâlnit cu un om și m-a întrebat, domnule, dar ce face gălina acolo? Tot nu știi și bani trăiești, parcă nu lucrează, parcă nu lucrează. Din primești bani, la argumente e factă? Care atunci din 2016 la Bahamas au luat bani din offshore? Ce face? A, gălina care e hamă în o mușcă? Am înțeles. Mergi mai departe. Păi că așa e opoziția noastră. Vorbește mult și nu face nimic. Dacă nu vă place acest guvern, înregistrați moțiunea de cenzură, ce vă jucați? Moțiunea de cenzură e 26 de deputați. Semnați-o și depuneți-o la următoarea ședință a Parlamentului. Săptămâna viitoare, ședința Parlamentului, depuneți moțiunea de cenzură. Și aici eu parcă știi, avem tendința să fiu oleacă de acord cu Dodon. Și sunt în continuare oleacă de acord cu Dodon. De ce există această voință de a-l da pichii cu jos? Există atâtea voci politice care îl critică, deci dacă critici, deși să vrei el să fie în continuare în funcție. Dar sunt aspecte legale, nu le ajung voturi, ca Candu încă în Cehia și nu a venit, mai pe scurt, mai multe. Din câte am aflat, am vorbit cu un prieten, el mi-a zis că dacă înregistrez o moțiune de cenzură și ea nu trece, apoi n-ai voie jumătate de an să înregistrezi încă o moțiune de cenzură. Respectiv, nu știu ce face opoziția exact, Candu zici că poartă tratative cu de-al de pas și da zici că nu, pas tot zici că nu. Tare nepaneală, adică ții să-i dai dreptate lui Dodon, știi? Ții să-i dai dreptate că băi, dacă tot așa vrei vor să-l dăie pe Chico. Dar motivația lui Dodon e foarte faină, că ești din frică, nu fac, suntem. Și frica asta, nu ține de frică, după asta devine extrapolată asupra la alt fenomen. E că vreau acolo să ajungem. Invitați prim-ministrul în plenul Parlamentului să vă răspundă la întrebări. Apropo, eu am o sugestie. Nu vreți să-l dăm alea mai rapid? Să-l dăm la 1.25 pe Dodon. Da? Și vă recomand când l-ascultați. Chiar și pe mine când vă uitați la live-urile mele în reluare. Salvați alea de timp. Alright, hai. De ce nu o faceți? Pentru că sunteți slabi. Pentru că nu știți ce vreți să faceți. Nu știți ce vreți la viață, cum spun moldovenii.
Da, numai moldovenii spun asta, și vrei la viață, nu și vrei la viață. Băi, filozof, serios. Dacă sunteți opoziție și spuneți guvernul face treabă, dați-l jos. Și vă jucați atât. În pisoșniță. În Parlamentul Republicii Moldova. Dați jos guvernul, numiți, încercați să numiți alt guvern, declanșați criza politică și mergeți înainte. Hai, vrei? Declanșează criza politică. Stai băi, civac, amu e criză, amu e pandemie, nu? E și economică, și politică, dacă vrei, pentru că voi cam pierdeți tare mult din majoritatea asta pe care ați declarat-o că aveți, nu? Și ilustrează și ce înseamnă mai rău decât cum este, amu. Știți ce nu fac, stimați concetății? Pentru că sunt fricoși. Pentru că ei nu știu ce să fac în situația asta. Pentru că suntem. Pentru că să asumi responsabilitatea o astfel de situație, cum este acum, cu criză, cu pandemie, cu seceta care bântuie. Da, bratan, tu ți-ai asumat responsabilitatea. Oamenii simt tocmai impactul, niște soluții economice pe termen mediu, pe termen lung acolo. Oamenii s-au ajutat cu cecuri, oamenii angajați din Horeca să le dau tare multe garanții. Toată lumea e absolut liniștită. Tu e ca tu manager. Este timp. Pe de-o parte, este grupul lui Plahotniuc. Apropo, eu deja... Atenție, pregătiți-vă, acuși iarăși sclipire de craniu. Atenție, uitați-vă ce imaginație bogată are Igor Dodon. Aud mai multe voci în teritoriu și trebuie să-i dăm o denumire la toată coaliția care se face. O să fie Sandu, Candu, Plahașo. Ah, ha-ha-ha-ha, și pe ecran e ilustrat, și cu gura e vociferat. Precis? Gata, e formată coaliția asta? Civac, tu nu vrei să-ți recunoști coaliția pe care tu ai cu PDM-ul, care anul trecut era declarat uzurpator? Alo? Chicu, bleați, era ministru într-un guvern uzurpator. Și mâine el e prim-ministru de țară. N-ai nicio denumire pentru Netale, Igor Dodon? Coaliția Sandu, Candu, Plahașor. Ia că coaliția care îi vor să facă. Sandu Lipscă mi-ai deșteaptă, am văzut. Și-a luat decizia să iei o pauză. Dar Năstase îmi blăca peste tot. Să-ți minte filmul rusesc. Peșteană carier, ia. Ликера водочный завод, я. Последний Стас. Премьер-министру, я. Примар, я. Министр интерни, я. Președинте, тот я. Предатель, не штиц, вода. Да, под я ментимул, Додон. В 2011 пришла примарии, Додон отзыс, я. В 2006 пришла президенции, Додон отзыс, я. Кнареди президент, ну, чьи шединцы, ла ЧСИ, Додон отзыс, я. Omul ăsta tot că a trecut prin mai multe guverne, președinți, regimuri și a zis destul de des ia. Unii ori chiar zice ia. Dar nu sunt filmări încă. Și sunt publici încă nu sunt filmări, dar poate să apară. Cac bă, vedem un carierist și un om care vânează funcții de foarte mulți ani și el zice asta despre Năstase? Пожалуйста. Dar nu uita, dragă doamne, de Netali Водолевич. Nu știți, Vodă? Odată să ne liniștim. Hai, da să ne liniștim. Eu am senzația că Dodon iar plășe și liniște în jur. E că el merge cu S-clasul și numai când ajunge de mult pe scoală închioare, mă filmează, l-arat la accent TV, la TV, dar restul lumea trebuie să stai liniștită. Vă rog frumos, liniștiți-vă odată. Eu... Copchilul plânge? Vrei țâță? Liniștește-l odată, nu? Pentru ce el plânge? Eu o să alăt, eu sunt președinte, eu sunt iepăraș. Dă-i un măr, el n-are dinți. Na, suji papucul. Liniștiți-vă odată. Omul ăsta e obsedat de liniște. Doamne ferește să faci zgomot. Și eu tot mă concentrez mai ușor când e liniște. Dar totuși. Năstas îmi pare că se vede deja prim-ministru. Și la toți deja în parte miniștri, toți și miniștri, toți și vice-ministri. Băi, stare sunteți nostimi. Hazli dintr-o parte. Dar tu nu. Tu ești din față, Hazliu. Ладно, mergem la următorul fragment, ca să nu întinde, prieteni. Următorul fragment este despre sondaje. Ați văzut voi sau nu, dar săptămâna trecută. Da, săptămâna trecută a început să răsară sondaje și doamna Zina și alți socialiști care au pagini pe Facebook au pus link-uri sponsorizate. Nu cum s-ar zis și ăsta, Corneliu Furculiță, știi, făcea observații, deputatul socialist, zice, am observat, au apărut sondaje în care noi suntem pe primul locuri, nu pot decât să mulțumesc oamenilor pentru aceste sondaje. Dar hule baba Zina bagă link-uri sponsorizate pe Facebook cu aceste sondaje pe care voi le-ați observat. Să cum voi nu v-ați așteptat? Voi nu știți cine face acest sondaj și numele cui și la baș la cui? Eu nu m-am așteptat, bucval nu au venit așa din la spate, știi? Și am zis ceva ud, așa, opa, cineva mă mângâie, opa e. Da, mulțumesc. Hai eu spun noi pe sponsorizat asta, da. Ok, din suflet, așa. Frumos, maladies. Mergem la minutul 6, da? Minutul 6 despre sondajul, un fragment tare curios.
Ясне? Че, ну арукаться астфилд и декларации к ничего дату не шазан куни. Это как лукулись мой скимбы. Теперь мы кон ведь фин ситуация, когда требует скрему коалиции, требует свою тему приуны дизолваря парламенту, сау алти проект. Кому с экспликация электора? Да че я сфатул мил? Ну, вы грабить ску астфилд декларации. На доля субъект президенциали. Ultimele sondaje arată că un scor în continuare foarte mare pentru dumneavoastră. De ce, Igor? De ce? Și tușește ceva cu tot video. Alo! Eu intrat vreun letopiseț. Igor Dodon ezită să anunță decizie dacă va candida sau nu. Care este înțelegerea cu PD, candidat comun la prezidențial sau democrația putea avea candidat propriu? Nu, da, democrația candidat propriu precis. Acolo, democrația rup ratingurile, mă. Rup. Monica Babuc, Diacov, Filip, sub 2%, asigurat, asigurat, dacă va fi alegerea președintelui la Strășeni, la Casa de Cultură, punct. În primul rând, referitor la sondaj. Noi facem măsurări în fiecare 2 săptămâni. Eu am spus acest lucru școală. Eu fac măsurări în fiecare seară, prefer. Uneori dimineața. O leag de sport, o leag de duș, mă uit în oglindă, m-am măsurat, zic, o, decent, mergem mai departe. Eu o dat la 2 săptămâni. Caz. De ce... În aceste condiții, când mă atacă toți din toate părțile, arată culioașe, arată tot felul de prostii. Mă atacă? Nu, de ce mă atacați? Nu? Nu, v-am zis, și liniște. Am zis în 2016, lui Vasile Botnaru de la Europa Liber, be ceai, nu te deurgăi, ce mă atacă? Lăsați-mă în pace să-mi măresc buget la președinție, să am vacanță de lux, să mărcuiesc clasul, să trăiesc pe banii tăi, lăsați-mă uleac în pace, nu? Nu, dar ei nu, dar ei mă atacă. Tot felul de, a spus-o colegul meu, Cornel Furculeță, Plaha Pictures sau Miami Pictures. Ai, da, voi sunteți buni la branding, agenții de PR. Care fac filmulețe de tot tip și vor fi încă astfel de Plaha Pictures mai departe. De ce în aceste condiții totuși lumea are încredere? O să vă explic de ce. Cum credeți? O să ne vorbească Igor Dodon despre televiziuni, despre jurnaliști plătiți, despre publicități cu duiumul zilnic pe Facebook din bani herpai mii de unde? Poate asta tot din bugetul președinției. Adică statul trebuie să plătească publicitate politică unui mârlan, da? Din bani publici trebuie să fie plătită publicitate politică? De unde? Deoarece oamenii au încredere în politicienii care sunt alături de ei. O, notați asta, oamenii au încredere în politicienii care sunt alături de ei. Facem abstracții că e pandemie și nu trebuie să fii tare alături de cineva? Nu e cazul, este și Igor Dodon, pe dânsul trece virusul prin nas. Eu în fiecare săptămână, am contact direct chiar în condițiile de pandemie cu sute și mii de persoane. Bleac, tu dai seama, în momentul ăsta, chiar dacă ai gândul ăsta și vrei să-l scoți pe gură, în mod normal... Fiind conștient de situația epidemiologică, petrecând săptămâni la rând în ședință cu prim-ministru, cu Dumbravă, cu doamne și încurc pe ăștia, cu Dumbrăveanu și cu Furtună, tu aleac ești conștient, băi, trebuie să am un hotar, un gard la prostiile care se nasc aici. Noi tăți avem, nu? Gânduri, idei foarte puternice, după o substanță, înainte de o substanță, fără substanță, sunt foarte multe prostii care pe noi uneori ne împing la prostii și în fapte, nu numai în vorbă. Dar e bine să avem un hotar de ăsta, știi, în care ne imaginăm. Băi, dacă spun asta, fac mai mult rău decât bine, așa e, ștac mai bine. Dar omul povestește cum el se întâlnește cu sute și mii de persoane. Maladeț și alt dostijenie? Nu trebuie să facem legătura cu faptul că e în creștere numărul de infectări. Nici o legătură, dragii mei, care pandemie? E pur și simplu, e președinte alături de oameni. Eu nu mă tem să merg să discut cu om simplu, să merg la un veteran, să mă duc în spital. Ia uitați la oponenții mei. El nu se teme. Ce vârstă are Dodon? Eu știu că el arată de 180, dar el are 40 ceva de ani. 45 de ani are Dodon. El nu e în grupa de risc. El nu se teme să meargă la un veteran. Pleat, în momentul ăsta, cameramanul, tot președinția și e de piorgă, trebuie să facă un PDD, un vzrâv trebuie să se întâmple, trebuie să zbucnească la cameră, video sunt întrerupă la minutul 7:30 și să intre Furtună de la Agenția Națională de Sănătate Publică, zică, băi, gata. Am lichidat, s-a terminat, Dodonavirusul s-a terminat, ia că ați văzut video, nu, el nu mai există, scuzați, după această mare prostie, el singur s-a auto-lichidat. Auto-implozie se cheamă, de talent, aha, da. Dar nu, el se laudă cu asta. Deci uitați-vă la opăneții mei, poliție, genial asta. Când faci conferință de presă și noi nimeni sau numai microfon.
Oi, stai că eu în fiecare săptămână, am contact direct chiar în condițiile de pandemie cu sute și mii de persoane. Eu nu mă tem să merg să discut cu un om simplu, să merg la un veteran, să mă duc în spital. Ia uitați-vă la oponenții mei politici. Ia uitați-vă. Uitați-vă la oponenți. Maia Sandu chiar și când face conferință de presă și nu-i nimeni în sală, numai microfonul și pune mască. Să teme de microfon că o să mă lipsați să zici. Serios, și pot să adaugi. Scuzați, dar și pot să adaugi. Asta e, v-am spus că primul motiv, deși încerc să nu comentez vlogurile săptămânale al Dodonei, invidia, pentru că e un vlogger de succes și eu mă uit la succesul lui și îl invidiez. A doilea motiv, colea că îți pare deprisos orice comentariu, nu? Omul, bleat, îți spune că oponentul lui politic poartă mască, e pandemie, poartă mască și steme de microfon. Asta e drept comparație la faptul că el e politician aproape de popor și e curajos. Așteptați concluzia. Nu faptul că trebuie mască sau nu trebuie. Ei se tem de oameni. Cum, blea, dacă numai așa ai zis că ei singur în sală și acolo e microfon. E de oameni, dar se teme. Și asta, blea. Eu cred că dacă ar merge în patru spitale, cum am mers săptămâna asta, și-ar da mâna cu pumnul. Cu pumnul. Mâna cu pumnul. Chișorul cu cotul. E curul cu purul. Dacă ar da mâna cu pumnul. Și-a fost asta? Ei se tem de oameni. Eu cred că dacă ar merge în patru spitale, cum am mers săptămâna asta, și-ar da mâna cu pumnul, mână, diplomă, la 100 de medici, eu cred că ei ar leșina pe drum. Cine ei? Medici ar leșina? Bleaha muha, săptămâna trecută era o postare cu un medic care spune că s-a săturat. O postare fotografie în piața centrală. Dar spate o cerere pentru comunitatea medicală, lucrătorii medicali, spate voi să postați vlogul Dodon și să spuneți la fel că v-ați săturat? Pentru că pare o leacă incredibil. Eu înțeleg perfect. Nu pot să dai jina pe o singură figură. Există o doză foarte mare de responsabilitate la un număr tare mare de oameni. Da, de acord. Dar hai să nu uităm de această minunată figură importantă plătită din bani public a patrulea an deja, care nouă ne spune următorul lucru. Că dacă ar merge prin săcer de diplom, iar leșinene, de eu scurajos, bine. De eu pot să pup la veteran acolo prepuțul și să-i transmit lui virusiatine. De eu nu mă tem, ne. Eu zdod, ne. Nahira să port mască dacă eu șașa sminșinos. Nahira. Și ce de... What? În care dicționar sunt cuvinte care pot ilustra acest caz patologic? Cum? El se duce la spitale prin sate. Săptămâna trecută au fost doar la 4. Doar săptămâna trecută au fost la 4. Și-au dat diplome la medici. Eu am zis vineri la internetul grește. Acest diplome de la Mastercard, Visa și unele diplome se pot transfera pe un, coin, pe un cont de Bitcoin. Acest diplome cu care poți cumpăra, măi, materie primă pentru tăciurei. Medici, vă rog frumos, duceți-vă la magazin cu aceste diplome. Plătiți credite cu aceste diplome. E anul lucrătorului medical. Da, noi înțelegem. Dacă eu vă dau diplome, mă resuiesc pe lângă voi și vă întreb cum la voi? A voi ziceți da, Ghinișoara, că este președinte activ. Dar prima stați așa și vă treziți o leac. Dar nahira au venit președintele în vizită? Zic, ca și cum ar veni un director de grădiniță din Cahul la un spital din Cantemir. De ce? Ce are președintele cu asta? Nu există un prim-ministru? Nu există consilii raionale care se ocupă de direcția medicină de pe fiecare spital raional, a? Și cate președintele acolo cu diplome? De ce aceste diplome acum? A? Blea, și în acest moment, eu am văzut tare mulți care, nu că îi ridicau un slave, dar spuneau, băi, că uite, este o contrabalanță, există un... un furtună, o ministră care cât de cât, știi, nu-s chiar tare cu Dodon. Chicu uneori are niște sclipiri, parcă te gândești că e om, dar nu, repede-ți vine în șire. Și îl puneau, știi, în comparație cu Dodon. Dar nu, nu-i pare comparația asta relevantă. Tu ești complice dacă tu lași să continui să deschidă gura în așa hal. Tu ești complice dacă tu, ministra, lași să meargă pe la spitale. El îți duce și tarcește acolo câte o oră, două, le dă aceste diplome. Asta nu sunt ore din ziua lor de muncă.
De ce ar trebui să-l onoreze pe președintele Republicii Moldova, care nu are nicio atribuție directă cu dânși angajați în sistemul medical? De ce? El le mărește salariile? Nu. El hotărăște ce pensie să aibă când n-a să mai lucreze? Nu. El nici nu hotărăște pentru dânși. El le dă o mapă roșie și își face imagini la patru televiziuni. Și medicii acceptă. Pentru că dau mâna cu pumnul, chiorul cu motorul și pumnul cu cotul și cu pavarotul. Ok. Dar despre sondaje, dacă tot vorbim de popularitate președintelui, este o chestie tare faină. Hai să vă arăt. Poate ați văzut-o, poate nu. Diaz a scris, mă tine, despre un flash mob pornit pe Facebook. Și opțion, dacă n-ați văzut asta, să-i se vede. Se vede? Se vede, da. Mai scurt, săptămâna trecută, asta e sondajul care era pornit de socialiști pe Facebook, este din stânga. Și vedeți, PSRM are 46%. PAS vine la următorul în grafic cu 30%. Și vrei, nu vrei, o leacă, trage atenția la diferența asta din 46 și 30. Deci 30 e un fel de a treia parte din 46. Și mulți le-au sărit din cap și că au făcut o prezentare corectă în partea dreaptă, cum ar trebui de fapt să arate, știi? Dar când bagi sponsorizat și vrei să impresionezi oamenii, arată un ștăcar roșu mare tot să vadă și restul așa mititel, limbricuț, mititei, mititei. Și de fapt, dacă stai să te gândești, 46 chiar e de 3 ori mai mare decât 30. Gândiți-vă, 30 asta ce? Asta e de 3 ori 10, corect? 46 asta odată 30, respectiv de 3 ori 10, asta de 3 ori 5, asta a doua oară de 3 ori ceva, și 1 rămas, 1 asta de 3 ori 3, împărțit la 9, da? Tot 3, mai scurt, vă dați seama, v-am încurcat, dar credeți-mă, dacă spui sponsorizat deodată, este credibil ce aici spun. 46 e de 3 ori mai mult decât 30. Credeți-mă! Foarte fain grafic. Malăță socialiștii, malăță profesorul de matematică fiecare din socialiști care îndrăznit să postez acest grafic, să bășlească banii lui Zuckerberg. Mergem la următorul moment. Următorul moment, pe scurt, Dodon se referă la legea apropo de ONG-uri, organizații non-guvernamentale din Moldova, și menționează printre altele și din suflet a Galinei Dodon. Organizația, asociația din suflet. Fundația, nu asociația. Hai să vedem, asta e la minutul 13, da? Undeva pe la minutul 13. Este? Pani, наверное, она плохо читает законодательство или у неё плохие юристы. Нельзя проводить избирательную кампанию из других фондов, чем те, которые задекларированы в избирательном фонде в течение избирательной кампании. Asta zice Dodon, finanțat de ani de zile din surse deloc nu locale. Молодец. А, ну. Putem, bineînțeles, să amintim despre donația de 50.000 de lei a preotului Văluță din anii noi. Că așa e normal, un preot se donează pentru o campanie politică unui partid. Поэтому все это незаконно и это невозможно. Ну, когда Дингурал Додон суна незаконно, я тремор, ам инкредери. Более того, я сам, если буду баллотироваться... Атенти, что ты будешь, если сам? Президента, я сам выйду с инициативой для того, чтобы запретить и нашу вот, благотворительный фонд Первой Леди, запретить деятельность, приостановить на период избирательной кампании для того, чтобы не было никаких спекуляций. Поэтому по... Пибуни на протяжении всего периода избирательного? Și de darnic îi Dodon. A scoca durirul prezidentului izbirateli? A din mesti? A scoca de prezident? 4 goda? 4 goda minus 1 mesti. Aha, 4 goda minus 1 mesti. Te budești de la tine cu campanii sociale și ce vrei și tu te duci și dai tu caropca cu daruri pensate și Galina nu-i da fundația ea primei. Doamne, și cacova hera, tu ești acolo și dai aceste cadouri. Dar o lună, ultima lună din campanie, tu n-as oferi aceste daruri. Maladeț! Și mărinimie, și băi, și mană cerească peste noi. Mulțumim, Igor Dodon, că voi tak prețuiruite zakon. А вот почему закон называется закон. Он начинается на он. Он – это мужчина. Мужчина – господар. Он – это Додон. Я понял, спасибо! Frumos exemplu. Și bineînțeles, nu ne amintim, de fapt, nu uităm de fundația din suflet a doamnei Galina Dodon, care de atâția ani nu publică niciun raport financiar, nu spune cine sunt donatorii, dar... Tare des, așa cum am mai menționat, în loc să meargă Galina cu darurile, pentru că e fundația Iomaio, să duce Igor Nicolaevici cu darurile. Și generosul, activul, apropiatul de oameni este Igor Nicolaevici Dodon. Galina nu se balotează la președinte. Galina e plânge. Și Dodon își cere scuze, sau nu?
Ce făcut tot? Da, anyway. Galina plânge că e soția lui Dodon. Vreau să mă amintesc un reportaj tare ciotcos. Când Galina era fugărită la Palatul Republicii de la cei de la Ziarul de Gardă. Poftim? Reporterul întreabă, contribuiți dumneavoastră personal? Dodon caută în memorie. Stai, de când eu personal am contribuit? Eu și lucrez la stat. Eu și n-am bani să contribui personal. Atunci când am posibilitate, da. Dacă Igor Dodon a fost mai vorbăreț, atunci prima doamnă a refuzat să ne ofere comentarii. Ai zis sărbătoare, ne bucurăm de viață, lăsați-mă în pace. Chiar nu simțeți? Nu bine, n-ai e bani așa de banii tăi. Și asta, băi, e sărbătoare, ne bucurăm de viață. Nu răspunde, nu care bani, nu ce cu voi. Ce de unde vreți să ne declarăm? Nu vedeți că vine de cetățenii electoratul nostru. Dar minunat, reportajul este pe parcursul, știi, reportajului, reporterul, tot se apropie de oameni. Zici, băi, dar voi sunteți conștient, banii cui, de unde e tot asta? Voi participați la o adunare finanțată, la care câștigă, finanțată din suflet, la care câștigă credit politic un partid, un politician. Oamenii vin, se bucur de viață, se bucur de cadouri. Ia uite, copchilași, sate, și oamenii ăștia care n-au și mânca, care n-au un acoperiș, se vor întreba din ce surse au venit aceste daruri peste noi? Nu, fix că așa e de Levi să lupa Hotniuc, tu să duci omul, a să exploatezi la maxim drama lui, a să o chem poate pe Andreea. De la surpriză, surpriză, și să ne convingem de cât de minunată, domnul Prahotniuc, domnul Dodon, toți sunt darnici și frumoși. Dar omul să rămână în râpă, tot să-i dai o casă, să-i dai un vidică, să dai un holodilnic, să dai computer la copii, cărțulii. Dar pe termen lung, ta, ce se întâmplă? Unde e un sistem social în care tata asta poate să înflorească? Tu nu pui sămânța în bot cuiva când zici, dă-mi trebuie o pătlăjică. N-ați sămânță de pătlăjică, crapă sămânță, nea! Tu îi pui sămânța în pământ, strochești și crești pătlăjica. Atunci poți să te bucuri de fruct. Pătlăjica e fruct? Adică e mură. Nu? Adică e din familia asta, amurilor. Bun detaliu, relevant. Vot, această pădure, apropo de fundație, am vrut să o ating. Mergem mai departe, apropo de relaxarea restricțiilor. Este un moment tare curios pe care îl spune Dodon și din care se naște o concordanță, o neînțelegere dintre președinte și prim-ministru. Hai să-l ascultăm pe Igor Dodon la minutul... Это где у нас? 18, 13, я даже не знаю, что здесь написал. Марика Пейч, пила общими. Чтобы не было переполнено. Поэтому снимаем ограничения поэтапно. Я думаю, что... Бля, идей нам... И Кларк, я начну макар ночи тет номеры этих персон, наните макар фэшэ скриншоты, что иди уамени реали, кари адресат. А мы, когда читаем требарили, просто он спрямь, окей, об этом и об этом, об этом и об этом. Они, мне кажется, ну, суна требари. Cineva l-a fi întrebat pe Dodon despre restricții scoase treptat? Da, nu este normal să scoți restricțiile treptat. Există oameni care se întreabă de ce scoatem restricțiile treptat, dar nu tăiate deodată? Nu cred. Păi numai Dodon să uită la dânsul în oglindă și zici, dar ce nu tăi deodată se întâmplă? Parcă așa am o senzație că aș vrea tăi deodată așa. Parcă 200 ceva de oameni pe zi infectați, parcă e puțin. Trebuie cam mai multe, cam tăi deodată. Cam Belarus, 800 pe zi. A? Putem sau putem? Nu să știi. Что мы с этой ситуацией, правительство с этой ситуацией справится. Я вижу разные оценки, разные эксперты, что ситуация вышла из-под контроля и так далее. Ситуация ни в коем случае не вышла из-под контроля. Ни в коем. Тарим плачу кувенту коем, лимбарусы. Не метешь тарим кувенту лимбарумыны. Дечи ситуация ни в коем. И буна. Не вышла под контроля, ей таман ин регионе в коем. Таман акола лакалдут с 36 де гради. Nu, de fapt, dacă în exteriorul corpului alea, că mai răcoros. Că dacă pui coem la cald, ăsta mai lichidul de acolo deja nu mai este așa de fertil. Este așa un manual de biologie despre coem. Ați înțeles, aluzia, mai am făcut o glumă, joc de cuvinte. Deci, Dodon, zici că situația e pod controlem și sunt experți care zic cumva ta ar ieși de pod controlem. Dar noi cu voi suntem oameni harniși. Și mergem pe... Hai să mergem pe... Facebook-ul lui Kiku. Bля, Kiku m-a blocat săptămâna trecută. Și juc, băi. Asta era ultima lunină pentru mine personal. Stai de spun așa. Asta era ultima fărâmă de speranță pentru mine personal de politician care mai pot, știi, lega o vorbă. Dar nu, m-a blocat, nu pot nici comenta, pot mă share să dau la postări. Dar cu ăsta-i trebuie? Mai scurt, ia câte-o. Asta apropo de experți care zic că situația a ieșit de sub control. Pe 4 iunie, da? Joi.
Ion Chicu, nu, joi la mine, la voi de-am era dimineața, de fapt, când era vorba. Ion Chicu scrie: să închidem oamenii în case iar nu mai e posibil, să oprim din nou toată economia nu mai e posibil, să amendăm pe toți simultan nu e posibil, să-l ascultăm pe acest om e posibil, trebuie. Locuri în spitale mai avem pe 5 zile. What? Prim-ministru te anunță că locuri în spitale mai sunt 5 zile. Asta ne pare destul de stresant și înspăimântător și devastator ca informație. Ție îți spune că locuri în spital sunt doar pe 5 zile dacă analizez statistica de până acum. Și iese la distanță de câteva ori, zici, băi, situația nu a ieșit spart control, crede-mă. Eu am întâlnit un veteran, am dat mâna cu dânsul, m-am uitat, eu 2 ceasuri am stat în casă la dânsul, am stat aproape și m-am uitat 2 ceasuri la dânsul, nu s-o învinițit. Normal, înseamnă că nu a ieșit de spart control. Azi de pe 2 săptămâni să mai sun, dacă nu a ieșit controlul de sub veteran, înseamnă că a ieșit veteranul de sub control. Dar noi deocamdată, eu i-am zis, când am ieșit din casă, am zis, liniște, stai liniștit. Liniște. Și dacă stai liniștit, înseamnă că e bine. Eu așa știu, omul după 14 zile, de obicei, fără mâncare și apă, poate să stai liniștit tare mult timp după asta. O leacă miroasă, dar spate de strâns. Am vorbit cu asistentul social. Vot. De ce? Dodon ne anunță pe noi că situația nu iese. Situația ne fcoem sluce, ne vâși la spate controle, dar prim-ministru, care vreodă bă, trebuie să fie briefuit și mai la curent decât Dodon cu treburile din sistemul medical, ne spune că locuri în spital, joia trecută, da? Ne spune că locuri în spital sunt doar pe 5 zile. În cine de avut încredere? De ce noi nu avem... există Dodon, există un Chicu, există Zina Greceană, care va pșe lipsește, da? E președinte de parlament, organul legislativ a țării. Și intri pe Facebook-ul ei, reclame la socialiști, понятна дело, și în rest, felicitări cu ziua internațională a ceasornicului. Astăzi este ziua internațională a ceasornicului. Toți ceasornicii din lume, TikTok, să trăiască. Mâine ce zi? Mâine este așa, 10 iunie. 10 iunie este ziua internațională a zilei de 10 iunie. Felicitări pe toți care știu ce înseamnă să vezi în calendar inscripția 10 și îndreaptă să citești iunie. A? Pe bune, intrați pe Facebook, e numai felicitări, numai sărbători, numai întâlniri care nu schimbă deloc cursul vieții, istoriei, politice, sociale, economice din Republica Moldova. Eu cred că Dodon, după toate prerogativele și statutul lui în Constituție, ar trebui să facă și aici, să facă și Zina. Să felicite oamenii. Și atunci nu ne supărăm foarte tare. Dar vedem o leacă alt progres în cazul Dodon. Un urcuș în bugetul anual a președinției, un urcuș în... alo, l-am sunat pe Țurcan la Curtea Constituțională să întreb, și ce înseamnă tot asta? Și s-a întrerupt lunina și cu decizia asta care ați luat-o. Aha. Tot mai mult și mai multe implicări. Dar nutrim speranța că poate să vă găsești un procuror care va porni vreun dosar și zici, băi, stai, oleacă, stai, oleacă, întrește măsura, oleacă, oleacă, întrește atribuțiile, nu-i bine, dă oleacă măcar să-l punem la gard din punct de vedere legal, nu trebuie disperat omul. Nu, nu-i regimul lui Plahotniuc, gata, ne-am eliberat, do, dar ne-au făcut liberi. Dar măcar oleacă de arătat lui că există lege în țara asta. În afară de ce își spune el și filmează echipa de producție la vlog. Ok, și mai este un moment tare curios. Vorbim despre Платон, ну что, вы curios în general subiectul ăsta? Есть места la в больнице. Минуту 24. Deși vă întreb dacă e curios, pentru că tot e tare învălătușit de ceață deocamdată. Și a apărut săptămâna trecută câteva noutăți. De unde era asta? Mă tine că era la Gora. Ui, stai că asta... Ua, ați văzut versul? Stai că într-odată e poezia. Într-odată poezia. Să se leacă, era un link de la Gora. Iată. Da, săptămâna trecută s-a anunțat. O companie din Ucraina cere despăgubiri de milioane de la Guvernul Republicii Moldova. Ar avea legături cu Vecislav Platon. Platon neagă aceste legături și Dodon se referă, apropo, la chestia asta și confirmă într-un fel ce își spune Platon, e apărare. Zici că Plahotniuc ar fi făcut fișca asta. Mai scurt, un grup de avocați care reprezintă niște companii din Ucraina, zic că atunci când guvernul s-a ocupat de cazul Platon și cum asta se cheamă? Când statul e și a ieșit furat. Da, ați înțeles ce vreau să spun. Când au luat acțiunile astea despre care se vorbea în dosarul Platon, e că n-am limbajul ăsta. Lipsește limbajul.
Da, por fi încălcat niște legi. Potrivit avocaților care reprezintă interesele omului de afaceri din Ucraina, Ciuico Igor, datoria riese din încălcările Republicii Moldova privind plata compensațiilor ca urmare a anulării. Aha, eu anulat acțiunile deținute la Moldova Grain Bank și Moldincom Bank. Și zici lumea care are legătură cu Platon. Platon zici că nu. Și Dodon în передача lui zici că nu. Zici că e lava lui Plahotniuc. Dar uite cum el greșește despre Platon. Și amintiți-vă, dacă ați văzut, dacă nu, vă recomand interviul de acum două săptămâni a Natalie Morari cu Vecislav Platon, în care Platon îi mulțumește lui Dodon. Anticipat, dar eu, uite ce frumos, am să confirm anumite lucruri. Îi mulțumește lui Dodon pentru că datorită lui am scăpat de regimul Plahotniuc. Платон еще тот хотел сказать одну вещь. Хотел сказать, но не скажу, потому что мы, наверное, с ним коллаборируем, но еще рано говорить. Что? Нет, Дон Ферешти, ну мы с капку ворба, когда сум прокурор, что он требует каре коло фазы к досару. Красивый для эфира. Он точно не ангел. Чинева, блядь, что пус întrebare asta, dacă Платон и ангел? То, что я вам могу сказать точно, он точно не ангел. Я помню, когда я был министром экономики, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, когда мы судились с его компаниями по некоторым сделкам, аферам в энергетике. Аферы, именно аферы. Мы судили с ним. А помните, когда был министр, я отдал хотел кодру Лаплахотнюк? Мы так жестоко просто аперам проприетецели статулы, каша Хобсона, скутка цва, дял де Платон, дял де Плахотнюк, интертемпен режимал Воронин. Мы должны были выплатить от государства несколько десятков миллионов долларов. Поэтому это еще тот парень. Бля, серьезно. Сейчас, когда меня скулты пробовали, о, смотрите, какой он властный, путерник президент. Да, спасибо, что вы нам так сказали. А мы весь всю дорогу думали, что он ангел-хранитель наш. Потому что мы читали, Платон, это республика, написал книжку толстую, там Сократ пошел с ребятами. Ну, Сократу нравились ребята. Платон тоже там был, но Платон еще тот подобы буны был, да. Очень умный в разных вот этих комбинациях. И очень опасный для государственных интересов. Вот я высказываю свое мнение, может быть, не как президент, а как экономист. Но, то, что он не святой, это то 100%. Додон a verificat, a făcut testul la Sfetoi, la Platon, este un test, îl poți să faci. Sunt mai decât două sau trei laboratoare din Chișinău, unul la Bălți, la Marchel și, da, și cam atât. Patru laboratoare în toată țara unde poți să verifici dacă ești sfânt. Platon a trecut testul, la anticorpi, i-a băgat bețușor în nas și mai jos, pe acolo unde trece virusul. Что за князь святой? Участвовал в разных. Но прокурор говорит, что он в миллиарде не участвовал. Я не прокурор, я не судья. Он сейчас сидит по миллиарду, по краже миллиарда. И он один из свидетелей, который может потянуть за ниточку и дать конкретные факты по обвинению и Плахотнюка, и Канду, и Шора, и так далее, и всей цепочки. Матинг Феррес еврея Додон пур симпл традяс. Бей, пеще я малунгат дин цары. Дар авем еще он криминал, пекари... Noi ajutându-l, el pas ne ajute și pe noi. Înțelegeți? Платон săptămâna trecută laudă pe Dodon, îi mulțumește pentru că a scăpat țara de Plahotniuc. Amu Dodon zice, on e angel, no, umnei, umnei în schemach. Umnei în schemach. Și la urmă o întrebare retorică. Так нужно с ним работать в этой ситуации или не нужно? Dodon întreabă, нужно работать cu un criminal который умный в схемах și periculos pentru interesele naționale Republicii Moldova? Наверное, нужно, Игорь Николаевич, мы вас поддерживаем. Давайте, кураж, кураж, пишется через кур. Знаете, как пишется? А, не знаете, ларвидери. Фрумос, фрумос, конклюзия. Шу, ультиму, момент, на частой эмиссионе, пела минуту, да? Доза шептящего. Се реферă la biserică. Iarăși, o întrebare care eu sunt sigur că nu există și nimeni nu a adresat-o, dar ceva cu o citești de pe foaie. Stimați... Hai, mai. Zanie на другого. Ну, пусть дает, пусть прокурор работает. Și ultimul subiect, subiect religia. Domnule președinte, de ce atâtea restricții pentru biserica ortodoxă? Serios, blядь? Asta cine l-a întrebat? În afară din metropolit, cine putea să-l întrebe asta pe Dodon? Și unde, în și rețea de socializare putea să citească această întrebare? Domnul președinte, am băut mult gaz azi. Azi am băut mult gaz și vreau să mă întreb, de ce ați așa multe restricții la biserică? Nu înțeleg, chiar nu spate pur și simplu de amendat bătrâniele care vând la piață? De ce poliția dă amenzi la popii?
Пописан чинститс. Пур симплу дянь дизелину деклара коло чува, да? Ша митрополия есть его мафии, ша вим машинь, куну мир говернаментали. Да ди че пинони миндац? Миндац бабуштили. Ну а миндац бабуштили, к бабуштили тот, ку донати вин ланой. Ну май, май скорт ножки разберется, вон, да нам оно пиной. Стиматься кончата тень, стиматься клетча и бесеричи и ортодоксы для Республика Молдова. Приоц. Анал просвинците, митрополии дак не привеште. Пробави привешени не лип, шинители респонди. Да-да-да, запроби Кристи табор в Реси пупе мене. Стой, ну ма ще пут președинте респонди. Кристи, рабда un pic. Да, унжиць бузлику вазелину un pic, с носу усучить лавент, ага. Да, спуніць, домну președинте, додон, васкулт, да. Саптамонал са уйте. Я са куноштець, ка йо тут тимпул, am susținut și susțin Biserica Ortodoxă din Republica Moldova. Eu am fost împotriva mai multor restricții care au fost introduse. Eu am pledat unul dintre primii pentru scoaterea acestor restricții. Eu v-am promis că bisericile în Republica Moldova nu vor fi închise pe durata mandatului președinției, mandatului meu. Și ele nu au fost închise. Eu am pledat pentru anularea tuturor amenzilor pentru preoți. O spun. Все, я говорю, ты серьезно? Уйди, Додон отзыс, я вам пледат пентру ануларя тутурор амензилор пентру преоц. Ин мод нормал, дупе спусу ла честор кувинте, тути аутон гропи ка ун политичан. Лумя суйте ла тине, хяр дака и ортодоксы, крештин ортодоксы, ай ун преот бисерик ла кари ти душ, да ту аскулц астаж зыш, прешединтели о пледат пентру ануларя амензилор пентру ун сегмент анумени ди популации. Nu, asta e favoritism, scuze, nu-mi place. Înseamnă că acolo sunt niște interese curate care sunt parte între dânși. Nu, eu decid să-l exclud din interesele mele politice pe Igor Dodon. El nu merită votul și susținerea mea. Gata, s-a sinucis politic un om, Igor Dodon. Nu pare. Sau poate eu nu văd suficient atenție la acest subiect. Dar omul a zis, eu am pledat za atmenul всех штрафов для священнослужителей. De ce? Și eu înțeleg că ești deosebit. Dacă nu vă amintiți de trăh-trah, da, ești deosebit. Costume amuzante, pupe poala, stropesc cu apă când e frig în noapte în vierii. Dar merită ei oare să ocolească legea? Merită ei să fii mai presus decât legea? Merită tu să... Ai tu competențele, atribuțiile să... Scuzați că el cu ochii închiși, ne-am parcă anticip niște evenimentele. Lăsă, pramata ies, coleg. Pun sincer. Are Dodon competențele să dispună ca o parte, ca niște sveșenoslujitele, ca un segment de populație să n-aibă amens, să n-aibă parte de amens, dar alții da? Chiar dacă o să mă critici cineva. Suntem o țară unde avem peste 95 sau 96% de cetățeni de populație creștini-ortodoxă. Da, bratan, dar nu avem o țară unde 95-96% din cetățeni sunt preoți. 95-96% din cetățeni pravoslavni, ortodoxi, creștiani, au parte de amenzi, susceptibili de a fi amendați, tujur, nicio problemă, dar câțiva preoți nu. Ma, perché? Cum zice Celentanu? Deși... De atâta. Cum asta se explică? De ce eu am susținut? Susțin și voi susține. Cameramanul ăsta care îl filmează, serios, nu poate el nu înțelege română, dar totuși e că și om treaz, și lângă Igor Dodon. Și să auzi această informație, zici, da, nu, nahui. E de să arunc cu ceva în trânsul. Șlop! Și măcar un marker în frunte să-i dai neînțeles. Ei, stai, oprește! Atâția oameni în Republica Moldova, în jur de 95-96% din populația Republicii Moldova, poate șuiera. Sunt sigur. Vă rog frumos, șuierați-i odată în față, dați-i din țele un semnal de alarmă, trebuie să-l trezească, știi? E un wake-up call din asta. Când te pierzi uneori în gânduri, dar zici, oh, stai să mă furat gândurile, unde sunt eu, nu pot să mă concentrez. Stai, hop, ci, ha! Hm? Poate și Dodon are nevoie de un asemenea sonerie, de ceva, de o pișcătură, nu zic. No. Nu vreau să instig la violență, sunt pașnic. Nu trebuie nimic la Dodon de făcut rău. Dar, măcar auditiv și erații, să înțeleagă. Cu asta am vrut să închei mesajul lui din vlog de săptămâna trecută.
Sper că m-am făcut înțeles, credibil, pe alocuri. Înțeles mai degrabă, pentru că vreau să înțelegeți drama mea. Eu văd un om care are bani să plătească publicitate, Facebook, să promoveze vlogul săptămânal și vreau și eu ca dânsul. Credeți-mă care, eu vreau pe, îl văd pe Bogdan Țâr de acolo, casă la telecentru, vreau și eu ca dânsul. Eu pur omeniește mă gândesc așa, înțelegi? Dar nu pot, poate nu pot, da. Și până la urmă, azi... să-i dai lui Dodon toate meritele. Plahotniuc a plecat din țară. O leacă e unfair față de miile de oameni care au ieșit la proteste. O leacă e unfair față de miile de oameni care erau șantajați și impuși să vină cu autobuzele. Cu sute de oameni inconștienți, stăriți pe la concerte, pe la Carlos Dreams, Ina Hot, la Miss Porini! Niciodată n-am văzut așa saluturi! Pădâși, pădâși, pădâși! Plahotniuc a făcut baie de mulțime. Și nu uitați, nu uitați, că voi mă vă uitați la unul din oameni, la unul din pilonii rezistenței anti-Plahotniuc. Nu e că eu nu m-am intrat pe YouTube, e că eu nu mă scriu cine este eroul care l-a alungat pe Plahotniuc, și că deodată dau de acest video, deodată dau, deodată mă uit, dau play și mor de râs. Partidului Democrat Vlad Plahotniuc și... Democrat Vlad Plahotniuc și-a publicat biografia pe blogul său. Politicianul a dezvăluit informații despre viața și activitatea sa, despre care presa nu a mai scris până acum. Liderul democrat a povestit despre copilărie, despre ani de studenție și cum a reușit să ajungă un om de afaceri de succes. Totodată, Vlad Plahotniuc a făcut publice în premieră poze din arhiva personală. Vlad Plahotniuc s-a născut în satul Pitușca, raionul Călăraș, dar când avea doar 3 luni, părinții săi s-au mutat în satul Grozești, în Isporeni. Liderul PDM povestește că încă de când era mic, dormea puțin și lucra mult. Potrivit politicianului, din școală a deprins spiritul competitiv și dorința de a face mai mult decât îi se cerea. Nu învăța pentru note și laude, ci pentru a înțelege cât mai multe lucruri pe care se le poate valorifica ulterior. Mai scurt, umor haios, umor haios. Nu cum să nu... Sărac copilaș. Este Plahotniuc când scrie pe blog. Asta-s pasiunile lui Plahotniuc. Da, într-adevăr. Nu, n-ai cum să nu te uiți la mine. Măcar din spate când eu mă uit în oglindă și nu vezi că e umor haios. Da, și da, mă supăr, știi, că Maia Sandu a mulțumit oamenilor, Igor Dodon a mulțumit lui Igor Dodon, dar nimeni nu a făcut un video de ăsta pricolnic să-l pună pe sponsorizație, mulțumească lui Andrei Bolocan. Da, a făcut și Andrei Bolocan și-a făcut. A, puteți să mulțumiți în comentarii mai jos. Da, aveți această oportunitate. Eu v-am spus că am și un cântecel pentru voi, dar trebuie să mă asigur că aveți urechile bine ciulite și sunteți rezistenți la trash. Da, am scris, băi, repede am scris un cântecel, dacă tot e sărbătoare, dacă tot e anul nou, un an de când nu mai este regimul Plahotniuc, dar mai rămân tare mulți limbriși în legătură directă, indirectă, sau care s-au îmbogățit pe timpul și ăla, nepedepsiți în continuare, deputați cu zero proiecte, zero acte legislative în palmares. Ai, și un frumușel și simbolic, Diacov, care e emblematic, da, pentru politica moldovenească, așa un colțun întins pe toată istoria deputaților, parlamentelor, sozivărilor Republicii Moldova. Numai unde n-a fost, numai cui și cum nu i-o lins. Da, frumoasă istorie. Ia că am scris un cântecel de sărbătoare, dacă tot e anul nou, des vedem dacă e gata, tehnica. Regim live, ar trebui alea cât de efect. 1, 2, salutare prieten. Cum vă pare reverberația, e bună? Așa, o leacă să am emoții, dar trebuie să mă susțineți, хорошо? Cu aplaudismente. Puteți, pe urmă să regretați că puneți like la acest video, dar puteți de pe acum să puneți like. Deci încercăm. Cine oare? Cine l-a dat jos? Cine e vânjos? Cine e curajos? Scrieți mai jos în comentarii cine oare? Acum un an tu ne-ai salvat, Plahotniuc ușor din țară au plecat. Ei și ce dacă tu, mix tu cu el, l-ai votat? Ei și ce dacă în 2016 tu datorită lui la prezidențiale ai câștigat? Eu sunt câmpia și tu ești tractorul, eu sunt covorul, tu aspiratorul, eu sunt poporul, tu ești salvatorul, toată lumea strigă în unison, Igor Nicolaevici Dodon.
Олег мă doare în gât. Yeah, ești corupt, mincinos, infectezi toată țara. Zi de zi te atacă, fu, presa murdară. Prin arătură cu S-clasul, ei și ce mare scofală. Ei pur și simplu nu știu, tu așa ne scap de boală împreună. Și eu sunt coroana, tu ești vaccinul. Eu sunt canila, fu, tu ești biduinul, oh. Eu sunt poporul, tu salvatorul. Toată lumea strigă în unison, Igar, Nica, Live și Dodon. Кому благодарить? Кому сказать спасибо? Игорь Додон! Он нас спас! От жестокой яры анимала плакать нюк! Спасибо! Ту ешь попору, я у аспиратору, я сын вакцину, ту ешь бедуину, инверсур мамы куркат, а мне моти часы фач. Eu am mâncat omari care seamănă la gust cu niște raci, apropo, da, omari. Normal? Trebuie de lucrat acest cântec, recunoaște, trebuie de lucrat. Dar, stai, stâng reverberat acesta. Dar ne-am amintit cum în 2015 staful lui Ior Dodon, atunci cine era? Atunci era greceanul, da. Staful lui Dodon, grecean, Ceban, o frat la mine sloganul este așa de ciotcos, Pizina Pidorin. Da, măi, ca practic gratuit le-aș oferi acest cântec. Dar știți de ce? Cu un singur scop. Ca Dodon să-l pune sponsorizat și eu să știu alea că mai popular. Cum altfel? Cum spate de jos? Mai departe, mai sus. Ce comentarii curg în comentarii? Haideți să vedem. Viorica Ciobanu spune așa. Albert Băunegru a pus o pisică cu semne de întrebări. Eugenia spune capeț. Angela aplaudă. Aliona spune super cool. Daniel zice aur curat. Can you feel this fucking sound, baby? I do, Sergio. Cristina Cristoforov zice bis. De trei ori bis. Asta ce înseamnă? Exact. Tri bis asta înseamnă. Formația tri bis pe scenă. Bravo, bis. De tare multe ori, Cristina Cristoforov, vă scuzi bis. E Sama Zuckerberg să nu te blocheze. Mulțumim pentru piesă. Natalița corect se spune pesă. Pesă muzicală, dacă ar fi să vorbim corect. Da. Și bineînțeles, n-ar strica să cunoașteți ce este emisiunea Lumina. Emisiunea Lumina este un produs independent. Deocamdată cât Dodon nu m-a pus pe sponsorizat. Susținut în mare parte, cum adică mare parte, în totalitate, lunar, financiar, de cei care urmăresc emisiunea Lumina. Susținut este și un nefinanciar. De cei care urmăresc emisiunea Lumina și mai dau câte un share, câte un like. Dar vreau să mulțumesc celor care în fiecare lună fac câte o donație. Celor mai noi patroni emisiunii Lumina, ei se numesc Ion Angel, Tina Petrov, Ion Șestakovski, Cristina Metzger, Victoria Bordeanu, Diana, Tatiana Andreicu, Victor Fedorov, Alex Vasilchenko, Ion Roșca, Mihail Leancă, Ana Costin. Parcă am spus corect. Dacă mai sunt doritori, doritoare, care ar vrea să doneze $1, $1.50, pentru bunăstarea emisiunii Lumina și ca noi să ne permitem să punem link-uri sponsorizate și să-l batem pe Dodon la popularitate și peste 8 ani să candidăm. Nu, n-am zis asta. Puteți și voi să țineți proiectul emisiunea Lumina. Da. Eu vă mulțumesc pentru atenție, prieteni, și tare vă recomand să fiți cu ochii în 4 sau în mai multe atunci când vine vorba de politicieni atât de darniși, atât de apropiați, atât de curajoși pe timp de pandemie. Poate unii din noi ar spune, băi, o leacă este superflu tăta asta, deja tăta asta se cunoaște, ai spus de un milion de ori că Dodon este un mincinos. Da, am spus și noi observăm tăta asta. Eu continui să cred că este important să avem acest filtru de fiecare dată când cineva pe bani publici deschide gura și trebuie să-l punem la perete pentru prostii, pentru minciuni care le face necontenit. Pentru că noi suntem câteva sute, 1000, mai dăm câte un share, mai sunăm la un prieten, mai împărțim părerea asta prin grupuri. Dar el are bașlă pentru televiziuni, la greu, ongoing. Nu există zi fără ca pagina lui Igor Dodon să n-aibă publicitate. Reamintesc, că intrați, se vede clar? O, lea, că stai marginea acolo, să mă scuzați. Dă să scurtez. Și ați vede mai bine?
Anyway, da, nu există zi ca pagina lui Igor Dodon să n-aibă publicitate. Uite, este una de exemplu de asta, știi, постоянно. Друзья, приглашаю вас на мою официальную страницу, în partea dreaptă. Здесь мы будем обсуждать все важные новости нашей страны. Конечно, спасибо. Știi, lumea se întreabă, dar de unde eu sunt culeg noutățile? Порталуры инвестигации, чувак? Не, зачем? Если важные новости есть изо рта президента, конечно. Вам успешно куда-то Петру Атенти. Осептмана Фрумаса, Водореск. Салутаре, санатати, попичей, нумайбине. Когда? Да, да. Скузаться, еще не кала Оскар, но с термином это кутаре мульта музыка. Кутать я подспорни с музыкой, с человек май весел, так тот я ну ноу, ну? Порни мера из тади я ну ноу, сау из таку додон? Кум кредис? Putem să vedem asta cu Dodon. Să învățați și voi versurile. Yeah. Cine oare? Cine l-a dat jos? Eu amul le-am scris înainte de live, așa că să mă iertați. Acum un an tu ne-ai salvat, Plahotniuc și Cușor au plecat. Nu, vezi alea că grăbesc că-i pasul. Dar spate lucrat. Dar ne tare îmi place că momentele astea care eu le-am scris. Sper că și vouă v-a plăcut. Eu sunt câmpia, tu ești tractorul. În sens că mă prelucrează. Eu sunt covorul, tu aspiratorul. Eu prețuiesc asta tare mult. Eu sunt poporul, tu ești salvatorul. Da. Ok, hai că durează, Alex. Mai vreți o dată? Hai că dar momentul ăsta, câmpia și tractorul. Ne tare îmi place. Stai. Și. Acum un an tu ne-ai salvat, Plahotniuc și Cușor au plecat. Ei și ce dacă tu, mix, tu cu ei l-au votat? Ei și ce dacă tu în 2016, datorită lui la prezidențiale, ai câștigat? V-am zis că am încurcat aici, oleacă. Da? Și, partea cu bridge-ul. Eu sunt câmpia, tu ești tractorul, eu sunt covorul, tu ești aspiratorul, eu sunt poporul, tu ești salvatorul. Toată lumea strigă în unison, Igor Nicolae și Dodon. Așa, e bun. Ok, aici oprim.